Vreau să-i urez bun venit în județul Neamț domnului ministru Răzvan Cuc. Bine ați venit, domnule ministru. Bine ați venit acasă cu pentru dumneavoastră, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, domnul ministru Cuc este noul membru al organizației, de o lună de zile, membru al organizației PSD Neamț și a fost susținut pentru funcția de ministru de organizația PSD Neamț. Alături de mine este domnul Narcis Neaga, directorul Companiei Naționale de Drumuri și domnul Laicu, directorul regional al Companiei de Drumuri. Am vrut să avem o întâlnire astăzi aici la Neamț și mulțumesc domnului ministru Cuc pentru că a răspuns prompt invitației noastre pentru a vedea cum rezolvăm starea drumurilor naționale din județul Neamț și a pune la punct un grafic pe termene, pe ceea ce înseamnă execuția unor lucrări și începerea unor studii pentru drumul expres Piatra Neamț-Bacău. Dar pe subiecte tehnice și ce țin de aceste termene, l-aș invita pe domnul ministru Cuc să vă prezinte situația. Vă rog, domnul ministru. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, și așa cum a spus și domnul președinte Axene, mă bucur să fiu aici în noua mea casă politică și sunt convins că, așa cum am făcut și în 2017, când am promis anumite lucruri și de această dată o să vedeți că vom respecta promisiunile făcute și nu întâmplător am ales ca prima mea vizită în teren, într-un județ, să fie județul Neamț, ținând cont și de, cum spuneam, de noua conjunctură. În 2017, când m-am aflat în vizită în județul Neamț, am făcut și vizite în teren și am promis anumite obiective că vor fi finalizate. Aici mă refer la partea de întreținere a drumurilor naționale și ca să ajungem în prezent, aș vrea să facem o scurtă incursiune în trecut și aici aș spune următoarele aspecte, le-aș puncta, și anume faptul că știți foarte bine că am discutat pe marginea unor drumuri, cum ar fi drumul național 12C, Bicaz, Lacul Roșu, care, așa cum a promis atunci domnul director Laicu, s-a și finalizat partea de asfaltare, de întreținere, DN15 de Roman Vaslui, DN17B Poiana Teiului, Borca, limită cu județul Suceava, DN15C Târgu Neamț Boroaia, la fel limita cu județul Suceava, cât și DN15B Târgu Neamț Timișești. Probabil ați observat și noastră că a durat ceva până am coborât la conferința de presă, pentru că, așa cum spunea și domnul președinte Arsene, am dorit să batem în cuie pentru proiectele viitoare care s-au discutat, termene concrete și modul de acțiune, așa cum vom lucra atât noi în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii la nivel central, cât și cum va acționa în perioada următoare Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Ca să nu existe niciun fel de scuză din partea nimănui. Și aș începe, în primul rând, aș vrea să punctez drumul expres de care spunea și domnul președinte și știți foarte bine că a fost singurul amendament, practic, care a trecut prin Comisia de Transporturi, susținut de inițiat de parlamentarii de la Neamț, dar susținut cu o largă majoritate în cadrul Comisiei și, bineînțeles, a fost amendamentul care a trecut și în cadrul plenului la votul final pe legea bugetului. Aș face aici o paranteză, m-aș bucura foarte mult să avem și un buget național, pentru că, vedeți, noi venim cu foarte multe proiecte, așa cum spunea și doamna prim-ministru, bugetul național este un buget care s-a concentrat foarte mult pe investiții în cursul acestui an, nu numai investiții, vorbim de PNDL, dar vorbim și investiții de infrastructură mare, și alocările bugetare sunt foarte generoase la Ministerul Transporturilor, vorbim de peste 13 milioane de lei, dar de îndată ce vom avea și bugetul, vom putea începe să inițiem și procedurile pentru a demara proiectele de infrastructură mare. Vorbeam de drumul expres Bacău-Piatra Neamț. Acesta a fost amendamentul care a fost practic introdus și anume se va introduce în buget acest obiectiv. Ținând cont de faptul că este, practic, prin acest drum expres se va crea posibilitatea interconectării județului Neamț cu restul coridorului de autostrăzi care va fi construit, practic va crea un
punct de dezvoltare economică a acestui județ și în acest sens am avut o discuție cu domnul director Neaga și am stabilit că documentația va fi lansată în cursul acestei luni, vorbind de luna martie, va fi ridicată pe SEAP, documentația pentru elaborarea studiului de fezabilitate, iar misiunea dânsului este clară, până la sfârșitul acestei luni îl avem pe SEAP ridicat. Nu vreau să fac și n-am făcut niciodată exerciții de imagine, dar țin foarte mult la termene și fiecare entitate care își asumă un termen să-l respecte. Eu tot timpul le-am cerut și pe real loc, nu vin să avansez în fața nimănui termene nerealiste, dar acesta este termenul care și l-a asumat domnul director Neaga și așteptăm să vedem și concretizarea propriu-zisă a acestui obiectiv. Un alt subiect care a fost dezbătut puțin mai devreme, în formula care v-am amintit-o, a fost cel legat de reabilitarea drumului național 15, poiana largului Bicaz. Și aici avem o situație care spun eu că și o soluție care vine practic în ajutorul locuitorilor de pe raza acestui drum. În primă fază era gândită o reabilitare și o modernizare a drumului, dar am înțeles de la domnul director Laicu că au fost identificate 38 de puncte de calamități pe acest drum național. Valoarea inițială pentru modernizarea drumului era de 284 de milioane de lei. Valoarea calamităților este de în jur de 330 de milioane. Deci este o valoare net superioară reabilitării. Și atunci am optat de comun acord și cu directorul companiei și cu domnul director Laicu ca în cursul săptămânii viitoare să demareze procedurile de invitație. Deci vom merge pe calamități pentru că este o procedură mult mai rapidă decât să așteptăm să scoatem la licitație proiectul de modernizare. Putem risca să apară anumite contestații dacă sunt anumite firme care au interes să blocheze acest obiectiv. Noi am pățit chestia asta la nivel național și de asta vreau să spun că mă gândesc că și la nivele regionale și locale probabil sunt anumite animozități și ambiții și pentru a evita acest lucru am convenit că soluția cea mai rapidă este practic transmiterea de invitații pe procedura de calamitate. Bineînțeles că aceasta este o procedură mai simplă și mult mai rapidă. Înțeleg că termenul de execuție și de remediere a acestor calamități este de 6 luni. Deci dacă săptămâna viitoare domnul director Laicu, și sunt convins că nu va greși să nu transmită invitațiile către companii, companii vorbesc de cu activitate și cu un istoric foarte bun în domeniu și care au și rezultate, pentru că în fond și la oameni observăm un lucru, că nu întotdeauna prețul cel mai mic dictează și eficiența unei firme. Și eu cred că, din punctul meu de vedere, ar trebui calitatea să primeze, fiindcă degeaba băgăm bani să modernizăm sau să asfaltăm un drum dacă după 2-3 luni vedem că apar probleme. Bineînțeles, există și o garanție, dar intrăm în lucruri mai neplăcute. De asta l-am rugat pe domnul Laicu să facă o selecție foarte atentă, care să aibă la bază calitatea și celeritatea executării lucrărilor pentru acest drum național. Și vreau să vă mai spun alte două aspecte foarte importante. S-a discutat în ședința de mai devreme și de două obiective, două poduri. Podul de la Cirov și podul de la Preluca. Aș vrea să subliniez următorul aspect. Aceste poduri nu țin de administrația județului Neamț. Ele aparțin NAIR-ului, implicit DRDP-ului Iași. Domnul Laicu a înțeles foarte bine mesajul transmis. Mi-a promis că într-o lună de zile pentru podul de la Girov va urca pe SEAP documentația pentru execuție a lucrărilor și la fel, sper să nu existe nicio probleme legate de contestații sau de alte lucruri și să putem avea un câștigător care se apuce de îndată să execute aceste lucrări. Dar ce vreau să subliniez, aceste poduri aparțin CNAIR-ului și nu administrației județene. Mai departe, pentru că tot avem doi invitații, e plăcut să lăsăm pe toată lumea să aibă o șansă la pupitru și să vorbească, să vedem exact
ce să spun mai departe, ce și-au asumat și l-aș ruga pe domnul Laicu să ne spună un pic de drumurile naționale, programul de investiții pe asfaltări, pe întreținere, programul de întreținere pe drumurile naționale, cât și soluția pentru podul de la Preluca și după aceea, mă rog, domnul președinte, probabil, dacă după ce terminăm și cu întrebările, o să vă spună și unde ne vom deplasa pe teren. Domnul Laicu, da, a ales. Domnul ministru, cu bună ziua! Deci noi, Direcția Regională de Drumuri și Compania Națională, vom continua investițiile pe drumurile naționale. Județul Neamț este unul din județele care au avut drumuri naționale destul de proaste. Nu s-au mai făcut lucrări de peste 50-60 de ani. În ultimii 2-3 ani vedeți foarte bine că întreaga rețea, aproape, până acum vreo 80% din rețea, a cunoscut niște intervenții, în special covoare asfaltice, s-au făcut foarte multe, cu foarte multe eforturi și ne propunem ca anul acesta să finalizăm întreaga rețea, adică ceea ce ne-a mai rămas, să intervenim cu covoare asfaltice. În primul rând, vom demara pe DN15 de la Piatra Neam spre Bicaz, apoi ne-a mai rămas 15G-ul, drumul spre Agapia, DN15F, drumul spre Văratec, apoi pe 15B de la Poiana Largului spre, sus spre Petru Vodă și încă un sector de la Pluton spre Humulești. Odată finalizate aceste covoare asfaltice, spunem noi că 90% din rețeaua de drumuri naționale a județului Neamț este practic modernizată cu covoare noi. Și aș vrea să mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am avut domnului președinte Arsenie, pentru că chiar efectiv s-a implicat și ne-a ajutat foarte mult din toate punctele de vedere. Îmi cer și eu scuze în fața cetățenilor din județul Neamț pentru disconfortul care a fost la podul de la Prelunca, dar nu a fost neapărat din vina Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, Iași. Noi am avut proiect, am avut soluție tehnică, dar ulterior s-a schimbat această soluție tehnică și o trebuie să reluăm licitația pentru că depășea un anumit prag și din cauza asta a fost un disconfort de câteva luni. Domnul președinte Arsenie nu are niciun amestec în treaba asta, nu dumnealui coordonează activitățile de pe drumuri naționale. Toată răspunderea este a noastră, a Direcției Regionale, pe care ne-o asumăm. Sperăm că în cel mai scurt timp, probabil după Paști, să intervenim și pe banda cealaltă, pentru că avem făcute lucrările preliminare, avem făcute carcasele, trebuie să decopertăm asfaltul și să punem carcasa, să turnăm betonul, să-și facă timpul lui de priză de cât are 20 de zile, apoi să venim cu hidroizolația și straturile de asfalt și să închidem și acest obiectiv. Apoi să ne concentrăm pe podul de la Girov, care și el este într-o situație nu prea bună. Vom încerca să depistăm și un bypass pe acolo, să vedem, ca să nu stânjenim prea mult circulația și credem că anul acesta vom finaliza, vom intra la lucru și pe podul Girov. Alte lucrări... Mai avem DN2-ul de la... Chiar dacă el este pe județul Iași, dar noi avem la județul Neamț o parte și o parte la județul Iași. Noi ne-am propus acolo să venim cu o ranforsare. Acolo sunt foarte, foarte multe balastiere și este un tonaj foarte mare în zona respectivă. Am lansat acum... DN2-ul de la Castelul de Apă? De la Castelul de Apă, spre Moțca, da, până la limita cu județul Suceava, la Drăgușeni. Ați văzut, circulați pe acolo, toți aveți carnet, sunt făgașe, este foarte, foarte, foarte rău. Vom face o ranforsare. Ranforsarea asta înseamnă, practic, aducerea la nivel și apoi venim cu două straturi, un strat de rezistență, binder, cum îi spunem noi, și un strat de uzură, astfel încât să ridicăm și capacitatea portantă. Pentru că procedura este cam greoaie, vom face totuși anul ăsta intervenție acolo, astfel încât să reparăm ceea ce înseamnă burdușiri, defecțiunile mari care sunt făgașele și să venim cu un covor asfaltic începând de la Castelul de Apă spre Moțca. Deci cam astea sunt în mare lucrările pe care noi ni le propunem și sunt convins că le vom și face. Domn director Laicu, deci v-ați adresat nemțenilor și vreau să am convingerea și garanția că ceea ce am discutat astăzi aici ne și ținem de cuvânt.
Anul trecut ne-am ținut de cuvânt, când a fost domnul ministru Cuc, acum un an jumătate, a promis nemțenilor că modernizăm drumul Bicaz, Lacul Roșu și astăzi este modernizat, că modernizăm Roma în Baslui și astăzi este modernizat. Aș vrea ca și ceea ce promitem nemțenilor pentru anul acesta să ne ținem de termene și de cuvânt. Pentru că eu am avut, așa cum ați spus și dumneavoastră, un disconfort destul de mare cu podul de la Preluca. Chiar dacă eu am fost legat de mâini și de picioare, nu aveam cum să intervin acolo. Toată lumea m-a înjurat pe mine. Și pe bună dreptate, asta e, mi-am asumat chestiunea asta. Dar aș vrea să nu mai intrăm în aceeași problemă și cu podul de la Girov, iar podul de la Preluca, atunci când dați ordin de începere a lucrărilor, aș vrea să dați și un termen realist și scurt, pentru că, cel puțin în perioada de vară, drumul național care leagă Piatra Neamț de Bicaz este foarte, foarte aglomerat. Și eu cred că acolo un termen de 30 de zile ar putea să rezolve situația. Și, de asemenea, mă aștept ca, imediat ce vine căldura, constructorul care a câștigat covoarele pe județul Neamț să înceapă să pună asfalt pe Piatra Neamț Bicaz. Pentru că avem nevoie să modernizăm tot segmentul ăla de drum. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezență. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru implicare, dumneavoastră, domnului director Neaga, și mulțumesc și lui pentru prezență și pentru faptul că a venit astăzi aici să stabilim împreună niște termene și pentru drumul expres Piatra Neamț Bacău, un drum expres care, n-ați spus, domnule ministru, o spun eu, va fi un drum nou, nu va fi extinderea drumului național, ci va fi un drum nou, un drum expres de la Piatra Neamț, care va face legătura cu centura Bacăului și de acolo se va conecta la coridorul nou. Deci, așa cum vedeți, pe drumurile naționale din județul Neamț se fac investiții mari, investiții importante, spun eu, pentru economia județului Neamț, pentru că noi, fiind un județ turistic, este important să avem o infrastructură bine pusă la punct. Și, așa cum am spus și zilele trecute, Consiliul Județean Neamț va reabilita 90% din drumurile județene. Suntem deja pe proiecte, suntem pe faza de licitații cu cel puțin jumătate din ele. Dacă și drumurile naționale vor fi reabilitate, și am convingerea că vor fi reabilitate, atunci județul Neamț se va prezenta cu o infrastructură rutieră foarte bine pusă la punct și cu toții vom fi fericiți că reușim să facem asta. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Ascultem un traseu nou pentru Piatra Bacău, măcar orientativ, pe undeva pe ce ar. Acest lucru va fi stabilit și va ieși din studiul de fezabilitate. Să vedem exact cum se suprapună peste o zonă care să aibă o problemă. Mă refer aici, dar nu cred că e cazul în zona județului Neamț, Natura 2000 și așa mai departe. Nu e Natura 2000. Nu, asta spuneam. V-ați văzut câte probleme au avut pe alte loturi de autostradă și nu cred că va fi cazul. Dar așa cum spunea și domnul președinte, este un proiect nou. Fiind un proiect nou, trebuie să-i dăm... Și care va fi pe fonduri... Și asta este un lucru la fel foarte important. Dacă am fi mers pe extindere a drumului național actual, se mergea pe buget de stat. Exista riscul, la un moment dat, Doamne ferește, spun să nu existe fonduri de la buget de stat să fie alocate pentru continuarea într-un ritm accelerat al lucrărilor. Acest proiect va fi pe FN-uri, pe fonduri europene nerambursabile, având practic asigurată continuitatea, pentru că, evident, noi acum tragem fondurile din programul operațional de infrastructură mare, dar vom urma un nou program de atragere de fonduri pe partea de infrastructură și, bineînțeles, va deveni un proiect fazat, dacă nu va fi finalizat până la finalizarea acestui exercițiu financiar. O întrebare pentru domnul Laic, o referitoare la cele două fonduri. O de Preluca, unde, deși a fost un studiu tehnic, a apărut un viciu, nu prin pământul la picior, ci chiar la calea de rulare, ceea ce a ridicat niște suspiciuni apropo de acel studiu tehnic, firma de la Bacău, pe care unii au gândit-o de vara, am văzut ce capacitate a avut și situația nu știu.
Întrebarea mea este cât ar dura, după ce se termină licitația, toate procedurile, fără contestație, pe podul de la Girov, pentru că acolo nu este situația, ca și valori de trafic, sub piatra aplicației, este mai mare, fiind legătura între cele două municipii și, practic, legătura între Piatra și Iași, unde, știu eu, jumate din tinerii din Neamț sunt studenți la Iași. Plus legăturile economice, pentru că dacă la Girov se va întâmpla ce a fost la Preluca, cât estimați lucrarea? Deci noi o vom scoate în perioada următoare pe steap, așa cum a spus și domnul ministru. Cât va dura ea? Eu sper să, ca în maxim 6 luni să fie gata. Dar facem acest, ne străduim să facem acest bypass, astfel încât disconfortul să fie cât mai puțin simțit de și poate găsim, la trafic. Poate găsim o să construim o păi cale pe lângă, pe lângă pod, să facem un bypass. Unde ar fi soluția de backup? Poftim? Unde ar fi putea fi amplasat în zona aia soluția de backup? O să vedem, deci avem specialiștii trimiși în zonă, o să ne dea o alternativă, o soluție, să vedem exact și calcule care se fac și cu cei de la apele române să nu încurcăm acolo. Acum eu știu că și aveți dreptate și cu podul de la Preluca, sigur, n-ați avut dreptate că m-ați înjurat pe mine. Da, treceți peste asta. De acord. Trebuie să înțelegeți și dumneavoastră și cetățenii județului. Nu putem face noi în 3 ani de zile pe drumurile naționale ce n-au făcut ceilalți în ultimii 50 de ani. Nu putem. De-aia trebuie să existe un pic de înțelegere pe subiectul ăsta, pentru că vedeți, ce s-a întâmplat în județul Neamț pe drumurile naționale în ultimii 3 ani de zile, nu s-au întâmplat în ultimii 50 de ani. Și de-aia, inclusiv cu podul de la Girov, trebuie să găsim înțelegere la populație, pentru că nu avem cum. Tehnic nu se poate. Că voință este slavă Domnului. Bine, nu dar înțelegeți la știți apropo de proceduri și de soluția tehnico-economică care uneori face să câștige pe o firmă din asta care probabil nici nu lasă nu vă convine cum vedeți și faceți de acolo. Aici aș vrea să intervin o secundă. Vreau să vă spun că eu, în general, mă consider și sunt convins că așa și sunt un ministru activ care nu va sta foarte mult în birou și voi fi mai mult pe șantiere. Și când mă refer la șantiere, nu mă refer doar la autostrăzi. Că autostrăzi avem în execuție un număr de kilometri. Acolo vor fi, bineînțeles, supravegheate șantierele și prin drone și prin personal de la CNAIR. Voi merge și eu pe șantiere, dar voi face și turul județelor. Și mă voi duce să văd exact cum se lucrează și pe partea de întreținere, pentru că vă spuneam de bugetul care este foarte generos al Ministerului și aici domnul Neaga poate confirma și domnul director regional. S-a primit o creștere de 228% pe partea de întreținere la drumul. Așa că i-ar face bine să consume banii ăștia până la sfârșitul anului, cei care au contracte încheiate. Bineînțeles să nu fie o firmă neserioasă. Dar dacă vom vedea că e o firmă neserioasă, nu vom sta să ne rugăm de firma aia neserioasă de ei să lucreze. Că dacă nu vor să ia bani, atunci există și șansa prin care domnul Laicu sau un director de DRDP să vină prin propria lui capacitate să facă o parte din lucrări. Că, cum să vă spun, eu niciodată nu mi-am dorit și asta am spus-o, nu sunt captivul firmelor care nu-și fac treaba. Ori dacă firma aia riscă să fie, să aibă contractul reziliat și eu nu voi ezita să reziliu, am reziliat contracte și pe autostrăzi în 2017 când eram ministru, nu voi sta să reziliez contracte și pe DN-ul și pe diverse componente care sunt licitate și, bineînțeles, acea firmă intră în baza de date neagră a Ministerului, 3 ani de zile nu mai participa nicio licitație. Deci mă gândesc că oamenii trebuie să fie foarte conștienți dacă au de gând să se joace pe orice cu Ministerul. Eu nu sunt genul de om care să cedez la presiuni și, în general, Ministerul este un partener onest, adică plătește. Nu sunt întârzieri la plăți, l-am întrebat și pe domnul Neaga și pe șantiere pe autostrăzi și pe domnule, avem întârzieri la prestatorii care ne prestează servicii? Nu. Păi, cât timp nu întârziem și vă dăm banii la timp, nu veniți să ne puneți în un fel bețe în roate, să vii să spui că știi, am licitat un preț, vreau o mărire că n-a fost prețul corect. În momentul când a venit o firmă și a licitat un preț, trebuie să fie conștient și că poate crește prețul la bitum și că poate crește prețul cu forța de muncă. El oricum are un profit, acea firmă. Așa că scuze foarte mari nu vor fi și noi așteptăm calitate a lucrărilor și celeritate, bineînțeles. Bani sunt, repet, e o creștere pe partea de întreținere, 228% față de anul trecut. Dacă mai aveți alte întrebări,
Dacă nu, eu vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Noi ne vom deplasa pe DN15 de la Bicaz spre Poiana Largului, pe acele puncte critice, să vedem un pic cum stă situația în teren. Dacă sunteți disponibili, vă invităm cu noi. Dar cine l-a făcut? Ei. Bun, și ei pot interveni cu un strat de asfalt? Da, pentru mine este imperios necesară chestia asta, pentru că nu mă feresc să o spun. Am probleme cu infiltrațiile. Eu am instalații acolo, infiltrații de măsură, atât pe partea de construcție, cât și instalații de acționare. Deci dacă s-au făcut autozat în asfalt? Am 300 și ceva. Am 300 și ceva de mii de bani ca să pot să fac niște acționare. Beculeșa ăsta dumneavoastră mi-a spus. Da. Reparația la care dumneavoastră mi-a spus? Reparația la mâna curentă dumneavoastră. Dom'le, eu vă spun, din istoria șefilor de secție, am luat pe fiecare. La mâna curentă am mai făcut. Păi, nu pot. Reparația. Să vedem din punct de vedere tehnic ce înseamnă. Din punct de vedere tehnic, aici te văd cu aproape, pentru că și dacă intervine Ministerul cu Direcția Regională de Drumuri și Troduri, ce să știu exact din punct de vedere tehnic. Să nu afectăm în să spuneți pe vorbe, haideți să vedem scriptic ce se întâmplă, că după aceea, dacă se întâmplă, Doamne ferește ceva, responsabil e cel care intervenit. Noi nu avem un problem, că dacă tot avem partea de întreținere de povară, acum vorbim de câteva... Nu știu să mă promez. Clar, fără niciun fel. Lucrurile sunt pregătite. Atunci o să vedem, o să vă uitați pe hârtii și vedem cum găsim o soluție tehnică. Pentru că noi venim cu modernizarea drumului până aici și după o să mă trezească și poate să nu mă trezească. Puteți găsim o soluție tehnică, legală, scriptic. Trebuie intervenit și retranșat cu treaba asta. Dacă până acum, știm foarte. Direct, pentru că asta este o calamitate. Vedem că aici se poate produce când un accident. Se va interveni direct, pentru că se vedea problema, după cum ne-a spus domnul Laicu, în 6 luni avem toate calamitățile rezolvate. 6 luni, așa e legea. Așa da, de când este atribuit, exact, și se duce unde începe. Mergem la următoare, nu? Pe partea de întreținere, da. Bor. Da, bor. Da, avem asta. Bine ați revenit! Domnul Laicu, eu sunt domnul director Neagă aici de la noi, ca să ne asigurăm că lucrurile vor merge rapid în punct de vedere administrativ la companie și mai departe forța de muncă să fie eficientă. Asta dacă mi-a văzut din noi. Economic, cum ar fi?
Evident. Să aibă capă cadar, să se cadă până dacă după. Mergem dincolo. Mergem. Cam asta e ce am discutat la conferința de presă, am vrut să vedem și în teren și dacă o procedem la treabă.